Bine ați venit pe Legomet și acesta este review-ul sălui cu numărul 60285, mașina sport. În set avem inclus o mașină și o minifigurină. Mașina arată foarte bine, asemenea celor din Speed Champions, este joasă. Dacă începem cu botul. Este arcuită în față și ascunsită. Aici este un fel de gură de ventilație, avem farul și semnalizări care se continuă foarte bine pe restul mașinii, unde urmează roțile, aripile și aici avem o aerisire de capot. Ușile nu se deschide, dar arată foarte bine, avem și o linie albă care continuă linia din față. Și în spate avem multe faruri de stop. Avem grilaj de stop aici. Și mai avem și acolo un far de stop. Avem două țevi de eșapament, încă o aripă rotundă neagră. Asemenea, la o față. Bine, poate avem chiar o aripă. Dar ceva asemănător. Aripa de viteză arde foarte bine, îmi place foarte mult. Are multe poziții în care poate să stea. Vă puteți imagina că este că atunci când o deschideți ajungeți la motor. Dar, în schimb, nu îmi prea place faptul că în spate, unde este țeava de eșapament, este o gaură atât de mare. Pentru că dacă te uiți de sus, nu vezi partea asta de jos. Pare că mașina se strebină cu farurile roșii. Și arată foarte ciudat. Și de asemenea, mașina poate să stea și așa. Nu e prea greu să pui să stea așa și nu atinge de sub decât pe aia. Și înainte să trecem la minifigurină, vreau să vă spun să nu uitați să dați un share, un like și un subscribe dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de la mine. Acum să trecem la minifigurină. Minifigurina arată foarte bine. Are același păr ca și Lloyd din Lego Ninjago. Partea de sus a corpului este imprimată și pe față și pe spate. Este o jachetă care arată foarte bine. Pe care nu avem mai multe detalii pe spate. Iar pe pantaloni nu avem niciun imprimeu. Fără păr arată cam așa. Nu avem o față dublă și expresia facială arată bine. Și dacă vreți să vedeți și spirit build-ul acestui set, apăsați aici. Acestea sunt piesele de rezervă. Nu ne putem aștepta de la mai mult de la un set mic, iar măcar avem această piesă albastră, care nu este prea găsă întâlnită în storii atinemici. Acest set m-a costat 50 de lei și are 89 de piese. Având în vedere că este un set 5+, nu aș lua la mai multe detalii din partea lor. Și chiar mi se pare că este un preț foarte bun pentru acest set. Și în o săptămână, două, o să mai postez un unboxing nou pe canal cu seturi în valoare de în jur de 700 de lei. Abonați-vă ca să primiți notificare când o să le postez.